Majoritatea românilor țin foarte mult la tradițiile din jurul sărbătorilor de iarnă. Pe lângă mâncărurile tradiționale și colindători, bradul de Crăciun este unul dintre simbolurile care vestesc apropierea sfintelor sărbători. Majoritatea giurgiuvenilor vor avea anul acesta în casă brad de la munte sau din import și nu din pepinierele de pe raza județului nostru. Dacă în anii trecuți locuitorii urbei noastre erau obișnuiți să cumpere braz la un preț mic direct de la direcția silvică sau de la angajații acestei instituții, anul acesta vor fi nevoiți să apeleze la comercianții din piață. Cei ce vor beneficia însă de pom de Crăciun vor fi angajații direcției silvice. Vom avea braz în zonele tradiționale de la munte. Noi nu valorificăm anul ăsta decât 50 de exemplare de molit și 50 de exemplare de brad care vor fi distribuiți salariaților direcțiilor silvice. Pentru necesitățile, cum să spun, locuitorilor județului nostru, problema va trebui să fie rezolvată de comercianți, fiindcă noi avem culturi de pom de iarnă, numai că sunt mici și au fost înființate în urmă cu 2 ani. Potrivit directorului Dan Dumitrescu, în pepinierele de pe raza județului nostru sunt plantați circa 4500 de puieți de brad, însă aceștia vor fi valorificați abia peste 4 ani. Unul din motivele lipsei de brad din pepinierele giurgiuvene este faptul că aceștia se adaptează mai greu la condițiile meteo din zona noastră. Având în vedere că brazii din Giurgiu vor lipsi de pe piață, să sperăm că prețurile celor din import sau chiar românești vor fi acceptabile.